Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Eu sunt Cosmin și am decis să mă apuc și eu de YouTube. Pentru că, de ce nu? Astăzi voi filma, ca prim episod, voi filma GTA 5. Pentru că e încă un joc cu un hype destul de mare și am zis să filmez, oh my god. I really suck at this game. N-am intrat pe GTA 5 de o veșnicie, frate, deci cred că o trec mai bine de 3-4 săptămâni în care m-am jucat non-stop Sam, ceea ce voi și filma pe canalul ăsta. Și am zis să trec și eu pe GTA și bă, frate, du-te mă în pui mei. De ce mă mult ăla, n-ai vă știe, deci unde ar putea fi, na, bine, am înțeles. Trebuie să sunăm să ne-o refacă, să ne dea un ins ca pe Sam. Se pare... e bine? Cred că ar trebui să mai bag încă o dată, de încă două ori chiar. Că am văzut acolo nou change. Ai multe? Ai triot. Na, bun. Să chemăm și un mecanic să ne... dea o mașină. Să vedem ce mașină. Că o să iau Sultanul. Sau nu, mai că iau Sabre Turbo. Sper că am luat pe la tunat. Nu sună. Hai mă. Hai mai. Aparent o veni și mașina. Deci da, e cea tunată, e cea bună. Sper să nu mai vină încă un ablet să ne omoare. Deci, cam ăsta e primul episod. Pe canalul ăsta, în mare parte, o să filmez multe gameplay-uri din Sam, chiar și League of Legends, ce mai era, Fortnite și, desigur, jocul pe care îl joc acum, Grand Theft Auto 5, pentru că jocul ăsta chiar m-am jucat de foarte mult timp și am zis, hai să fac și eu ceva, challenge-uri noi, pentru că mă spamau cei de la Rockstar Games pe mail că au venit nu știu ce provocări noi. Așa că să le facem. Să vedem nou un bă, cine mi-a pus bounty pe mine. I have an opportunity for you, dispersi. Da, asta e. No cause, no meets, just problems to take. Bine. Ce se întâmplă? Bă, dar n-am vrut mă să-l șterg, mă, ce mama naibii. Tu trebuie la să apăs pe... Why not let us? Invite-o... ce? Invite-o mission. Asta. Bun. Să mergem și noi să facem chestia asta nouă, pentru că n-am încercat-o și cred că e o chestie destul de faină. Și apare și răceala mea, aparent. Să vedem. Frate, dau pe off, că... se pare că eu sunt hostul. Ok. Dau pe hard. Oh, frate. Ok. Pun și ammo. Open. Invităm pe toți. Dacă e cineva care se joacă în momentul ăsta. Nu, nu o să ala aici, nu? Hai mă, frate, că avem... avem lobby, bă. Hai, dați join. Dați join toți. Haideți. Ok. Hai că jucăm în trei. Nu știu ce ar putea fi chestia asta. Practic, că sunt începător pe GTA 5, am doar level 23, abia mi-am luat calculatorul acum o lună, parcă? Sau o lună și jumătate, nu mai știu sigur, undeva prin martie, spre sfârșit, parcă, sau aprilie. Calculatorul ăsta l-am comandat și l-am făcut, dar nu, sigur, în aprilie, pentru că în aprilie au fost Paștele. Da, ok, de ce ăla... bine. Bă, frate. Opa, vrei să mă duc la mașina mai până acolo? Ce mașină faină are asta? Îmi place, le pune la astea mașinile, nu știu unde, nu știu cum. Hai mă, cam nu știu eu mașină, frate. A, mașină, frate. Nu da tu cu GTA 4 pe mine. Am și eu mașină, amigo. Mersi, apreciez intenția bună.
Deci, până acum, asta e misiunea. Mergem la un checkpoint. Ah, police station. Am înțeles. Să văd și eu ce facem în police station ăla. Băgăm un drift. Fail. Sigur, e ceva heist. Cred. Dar ta știu că e disperses. Dispers, cred că de acolo vine, de la PD-uri. Opa, opa. Poate mă lovesc în unii de ăștia. În general, pe strada asta foarte îngustă, cum cobor din Vinewood, încerc să mă uit în toate direcțiile, să nu mă lovească cineva, pentru că, nu știu, ce am eu obsesie cu mașinile astea, să le las, opa, bă, să le las nezgâriate, neatinse, nenimica, de ce nu mai apare checkpoint-ul pe mapă? E clar, frate, avem wanted. De ce avem wanted? Ah, gătută stii. Ah, deja ceilalți player au fi ajuns. Poate de aia. Păi și eu singurul care s-a așa mai în urmă. Eu singurul nablet, mă, care a stat în trafic, frate. Ce se întâmplă? Use the computer. Ai, de viața mea, dar... Bă, nu cred că nu-l văd eu pe numericul ăsta, frate. The door down. Și? A, bine. Ieși mă acasă. Am să găsesc și eu police station-ul vostru. Ieși acasă. Așa. Te îndrecu. Nu cred mă că i-am luat. Leave the... Fuck! Ce se întâmplă? Bă, da, out of lives, bă, bune. Bă, ce? Du-te, mă. Și dacă ăștia fac misiunea, gen... E misiune completă și pentru mine cum ar veni, deci l-am murit degeaba. Adică, frate, mi se pare absurd că am ajuns așa mai târziu decât ei și... Nu mă simt aiurea. L-am la parte la heist-ul ăsta, într-un fel, tot să fac altul. Nu mai uitam. Practic, ei doar trebuie să părăsească zona acum, sau... Dacă ăștia știu ce fac, e bine. Hai, du-te. Lose the cops. Pierde pochera. Hai, da. Dă-i pe acolo. Nu știu, cred că nu o să fie capabil să piardă pochera dacă nu se depărtează și ceilalți puțin, nu? Sau... E asta. Un expert. What? Nu înțeleg. Ok. E ce fain să vede așa, frate. Lol. Deci cum era un film, amă. Bă, dar pierde, mă, pochera aia, mă. Eliminești tu pe elicopterul ăla, nu? Tu ești noob, bro. Tu ești mai noob decât mine, că n-am ajuns la misiuni la timp. Ai, de viața mea. Aparent, am trecut și eu misiunea. Oh my god. 30.000. Hai că e bine, frate. Like. De ce nu? Continuă, hai. Bă, e... Oh, pot să aleg mai bine, mai multe. Ah, mă, nu mai pot vota. Am înțeles, să-ți dăm de două ori mai multe RP-uri și cash acum, fiindcă-s noi, probabil. În fine, hai să mai fac unul. Am abac pe hard și probabil că pistol... Tă-tă-tă dau. Ok, plin. Sper să nu mai mor din prima și să nu-mi dea atât de departe mașina, pentru că nu suport să-mi o dea atât de departe. N-am văzut ce gram a ajuns acolo. Foarte bine, hai să începem.
Oh, e da dicem pui mașina acolo. A distance, B distance, de ce? A, nu înțeleg. Oh, am uitat de aceste arme. Am uitat de aceste arme, îmi sună telefonul, de ce? Coaie, îmi sună telefonul. Aparent, am primit doar un mesaj. Ok, deci mă bucur că nu doar mașina mea era singura parcată mai departe. Și iar și mergem prin vibe-ul ăsta, am venit să spun Hollywood, frate, pentru că, da, Los Angeles, o replică a Los Angelesului. Parcă s-a schimbat ceva aici. Unele case nu aveau schele pe ele. Ați putut să vedeți acum cât de naps sunt la condus pe jocul ăsta. Și, în general, la Race Games, it's ok. Bă, frate, du-te! Mă și enervează în nabu. Bă, du-te, mă, în puii mei, mă! Ai, de viața mea! Hai că am scăpat și noi de Vinewood, bă! Și acum... Aaaa, nu știu cum să conduc, mă! Bă, nu! Ok, apăsam pe shift și ala mă ducea la naiba. The men are being held, ce? Bine. Numai nu mai dați așa o alte șase. O, da, o alte șase. Nu, e o alte patru. Nu, trei, pă. A, aici sunt doar 5 stele, am uitat. Ce face Sampo din nou, frate? Practic ar trebui să ajung și eu, dar iară nu ajung. Of, oh, bă, dar ce naiba mi-o a condus astăzi? Well, that's it. Pă bune! Pă bune! No, în fine, iar n-am luat parte la misiunea aceasta. Foarte frumoasă. Așa mai bine, evadez the cops. Până mă prind eu oarăși ce gardă. Ok, părăsesc vehiculul. Și stau aici. Foarte frumos poziționat. Frate, am 260, am 300.000 de dolari. Și practic cam. Ok, ar trebui să depozitez în bancă câteva bănuți. Și muzica asta, crezi că e... Aia, melodia aia... E ciudată. Ok, practic, la mine nu mai e niciun cop. Deci ar trebui să piard acum și ei pokera. Ce e aici? The Viceroy. Asta e hotel. Pare mai mult a club de golf, mă. Ok, aparent eu am pierdut polițiștii ăștia mai rapid ca niciodată. În jocul ăsta e greu ca naiba să pierzi polițiștii. Și foarte ușor de asemenea să iei. Dar asta e altă poveste. Și... Ops, ops, ops. A, no, bun, perfect. Hai că avem și noi mission pest. Poate primi mai mult, că am fost în viață, nu știu. Nu, no, dar la fel. 300.000. Nu, 30.000, frate, dacă ar fi 300.000, frate, aș face tot așa e misiunea asta. Așa e pe rând. Hai să luăm dispatch 4. Dispatch 3? Nu știu, nu știu care s-o ales. Dar știu sigur că mai fac încă unul. Pentru că e foarte funny. Îmi place. Confirm. Ok, mai băgăm. Play. Hai. Mai rapid. Că am chef și o să fac parte din chestia asta. Oh, hai mai rapid. Bun, 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 bun. Hai că iau mașina asta că... Bă, dar uite mă unde mi-e mașina acum, frate. Am un scam, rău. Asta e scam. Ce acesta aici, mă? Uite. Și că este mafia. Dă-i, mă, spate. Bă, mai rapid, mă. Trebuie să mă mișc toată cu ea, așa, aici. Hai. Mă rog, dacă mă mișc odată cu ei, bă, ce faci, tati, și tu? Și tu, ei, alela. Hai, pe go. Mafia.
Opa. Știu că era un heist Prison Break pe care și pe ăla abia l-am făcut pentru că și acolo tămurea cineva, ori eu, ori altcineva. Și nu reușeam nici cum să facem. Și era o fază din misiunea aia în care eu eram chiar beginner rău de tot și nu știam cum să trag cu altceva decât cu glonțe din Buzzard. Și eram și încă sunt noob la orice joc pe care mă joc în general și mi-a ceva timp până să învăț, să mă joc jocul respectiv și da, în general învăț foarte rapid unele lucruri față de alții, desigur. Am zis tutoriale de pe YouTube. Bă, dar așteptați-mă, frate, și pe mine, bă, ești nebun. O zburat capota, frate. O, frate. A trebuit să-l dau pe ăsta pe off, dar în fine. Go to el. Am citit Lisa, frate. Assassinate the target. Și eu încă nu sunt la target. Ce coincidență, băga-mi ea. Știam eu că trebuia să iau sultanul, dar nu mă lasă să aleg mașina la începutul. Bă! Fai de viața mea. Ok, practic am luat un nou word, what the fuck, ești nebun? Unde-i target-ul, mă? They don't see you, get it done in fact. Păi iară n-am apucat să fac nimic. Ok, deci practic LSIA-ul nu mă poate prinde pentru că snap și ei. Ba, uite, cops, fuck. Să fugim de cops, de ce nu? Ok, plecăm. Oh, shit, pe aici nu poți trece, mă, prin din astea, nu? Că de ce să fii tu fain? De ce să fii tu? De ce? De ce ar te... Uite, mă, așa nu mă văd pe mine. Ha, ha, nu m-a văzut, bă, pe mine ăștia. Fai, m-a văzut. Dă-i mă talpă, mă. Bă, oamenii ăștia sunt nebuni. Când vine, mă, să mă iau în gură cu minița, e cel mai tare, frate, uite, uite. Head, 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 head. Head, mă. Fai, o, nu. Ești, mă. Ce dă la mine? Este un cop aici, creștează. De când există van-ul ăsta? Și au papi vin unii și zic, e la începutul jocului. Opa. Micro SMG, tate, atât. Ok, pă... Îmi trebuie o altă mașină. Clar, foarte bine, am ajuns pe drum. N-ar trebui să mă lovesc de absolut nimic. Și nimic n-ar trebui să mă lovească. Un drift. Oh, care mi-a reușit. Oh, bine, n-am lovit, nu? Mergem aici, ne ascundem fain. Bă, bă, bă. Ești bun. Eu cam bat. Uite-te. Bă, da. Ok. N-am folosit de mult această metodă. Perfect, tati! Huu! Perfect! Nice! Ok. Ok, foarte bine. Ok, ieșire dramatică. Încă una! Bam! Deci... Bă, la practic n-are nicio problemă cu polițiștii ăla care stătea lângă mine din timp. Numai noi avem restul! Du-te, mă! Efectiv, n-ar trebui să mă vadă elicopterul. Ah, m-a văzut un cop! Bă, nu m-a văzut. Dar mă vede asta la altul. Ba nu mă văd niciodată. Bă, manevră. Bă, dar mai scăpăm și noi. Cred că ăsta e grove-ul. Uite, nu mă nu știu că nici mai știu străzile din jocul ăsta.
Nu că le știam, dar în fi. În sfârșit am scăpat de polițiști. Oh, bun, 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 perfect. Mission passed. Era și cazul. Puh. Cred că asta a fost cel mai long attempt. The longest attempt ever. Level 25. Că aveam 23 la începutul filmului. Ok. Și m-am cam plictisit de același mod. Așa că ar trebui să mă joc și altceva. Dacă ar mai fi ceva cu stunturi. Nu m-am jucat foarte multe cu stunt. Hai să... Bă, cum e de aici? Îl posez. Bă. Așa, bun. Ok. Dacă am trebuit să aștept să mă respawnez. Păi mă gândesc că video-ul ăsta e și așa destul de lung, deci nu cred că mai are rost să fac nimic în videoclipul ăsta. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați butonul de like. M-a ajutat foarte mult pentru că sunt la început și știți cum e cu începătorii ăștia mai nabi. Ha, ha, ha. Oh, de crank 25. Ha. Foarte frumos. Așa că, până la următorul gameplay, eu am fost Cosmin și mi-e groază să randez acest videoclip. Oh my god. Eu m-am dus și sper să aveți o zi cât mai plăcută.